Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. 3 autoturisme s-au tamponat la sensul giratoriu de la Valea Mare Pravăț. Locurile de joacă au fost redeschise în Argeș. Dic a reușit un gol de excepție la antrenamentele echipei naționale. 2 autoturisme și o autoutilitară au fost implicate într-un accident care s-a produs la sensul giratoriu de la Valea Mare Pravăț. În urma accidentului au fost avariate toate cele 3 autoturisme, iar unui șofer i s-au acordat îngrijiri medicale. Accident rutier petrecut joi după amiază pe raza localității Valea Mare Pravăț. Accidentul s-a produs între 2 autoturisme și o autoutilitară. Toate cele 3 mașini au plecat în coloană de la semaforul aflat la fabrica de ciment din zonă. Prima mașină a oprit la sensul giratoriu pentru a se orienta la direcția de mers. A doua mașină s-a oprit regulamentar în spatele acesteia, iar autoutilitara a plecat cu viteze de la semafor și s-a oprit în spatele autoturismului aflat în față. Aceasta, la rândul ei, a intrat în prima mașină oprită. La fața locului au intervenit pompierii cu o auto specială de intervenție și un echipaj smurt. Detașamentul de pompieri Câmpurung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Vale Mare, între 2 autoturisme și o dubă de transport marfă. Ne-am deplasat la locul intervenției cu o auto specială de descarcerare și ambulanța smurd. A rezultat o victimă, căreia i s-a acordat primul ajutor de către echipajul smurd, însă a refuzat transportul la UPU Pitești. În urma accidentului a rezultat o victimă, șoferița uneia dintre autoturisme. Aceasta a suferit un atac de panică și a acuzat dureri lombare. Paramedicii de pe echipajul smurd i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, aceasta refuzând transportul la spital. Polițiștii i-au testat cu etilotestul pe toți cei 3 șoferi implicați, rezultatul fiind negativ. Și doar expir, fără să mai da. Mai ce acum o dată, stai. Deci mergem din până la 5, da? Trebuie să vedem un litru 200 de aer, așa se face. Am până la 1.000.000 de euro. Păi, da, are 100.000 de euro asta. Haideți. 2.000 de lei puteri. Mai părpătește așa. Mai. Stop! Lați-vă poliția. Doamne, ai fost pus și reparat. Expirăm și expirăm, fără să mai, da? Doar expirăm. Acum? Da, haideți. De suflu sau trag? Nu, doar suflați. Doar suflați, fără să vă opriți, numărați până la 5. Haideți. Așa, e perfect. Mai. Stop. Mulțumesc. Luați-vă dumneavoastră, nu știu cum. Perfect. Acum să vedem rezultatul. E zero, da? Poliția rutieră efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei producerii accidentului. Pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed, un autoturism condus de un tânăr a intrat în glisiera despărțitoare a sensurilor de mers. Accidentul s-a petrecut în localitatea Micești, iar în urma acestuia a rezultat accidentarea șoferului, care a fost transportat la spital. Joi spre vinere a avut loc un accident rutier produs pe raza localității Micești. Un autoturism a lovit glisierele despărțitoare ale sensurilor de deplasare. Incidentul s-a soldat cu o victimă, un șofer în vârstă de 22 de ani, care prezenta o plagă la nivelul membrului inferior drept. Acesta a fost asistat medical în primă fază de către un echipaj al serviciului de ambulanță județean aflat în trecere, iar ulterior a fost preluat de către echipajul smurd de prim ajutor calificat, care i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la spital. Un echipaj de intervenție al pompierilor de la detașamentul Mioveni a asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului.
Din verificările efectuate, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani din Micești, care conducea un autoturism pe DN73, pe raza localității de domiciliu, având direcția de deplasare dinspre Pitești spre Câmpul Lung, pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed, a intrat în coliziune cu glisierele de pe axul drumului ce despart cele două sensuri de mers. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală cu diagnosticul preliminar de plagă contuză membru inferior drept. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În ultimele 24 de ore, sub autoritatea instituției prefectului, au fost continuate în mod integrat acțiunile de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară impuse pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Astfel, verificările în mijloacele de transport în comun, în complexele comerciale și în zonele aglomerate continuă. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au verificat 453 de persoane și 40 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse, au fost legitimate 265 de persoane și au fost verificate 152 de autoturisme. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.000 de lei. Totodată, în urma acțiunilor de control efectuate de pompieri, au fost verificate 10 societăți comerciale și 202 persoane fizice. Dintre acestea, din urmă, 10 au fost surprinse că nu respectau măsurile de protecție individuală în spații închise și au primit avertizmente. În urma acțiunilor de control efectuate de jandarmii argeșeni, au fost aplicate 2 avertizmente persoanelor care nu au purtat masca de protecție în conformitate cu prevederile legale. Oamenii legii recomandă următoarele. Continuați să respectați regulile de distanțare socială în cadrul întâlnirilor familiale și să limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane în afara celor care fac parte din familia restrânsă. Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct, interacțiune cu un număr mare de persoane de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere, locuri de joacă. Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei apropiați. Purtați masca de protecție astfel încât nasul și gura să fie acoperite pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. La linia telefonică Telverde 0800 800 165, cetățenii pot sesiza cazurile de încălcare a normelor de protecție. Totodată, la linia telefonică Telverde 0800 800 358, cetățenii pot apela pentru recomandări și informații legate de COVID-19. Noi măsuri de relaxare în județul Argeș, se redeschid locurile de joacă și parcurile. Se reiau activitățile sportive în aer liber și au fost ridicate restricțiile pentru cele 10 comune unde măsurile de relaxare nu intraseră în vigoare. Joi, 3 septembrie, a avut loc o nouă ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia au fost dispuse noi măsuri de relaxare. Astfel, s-a decis că activitățile ce presupun prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a bunurilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și cu participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de lege, respectiv un ordin comun al Ministrului Sănătății, Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al președintelui ANSVSA. Totodată este permisă desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber cu respectarea tuturor măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2.
De asemenea, este permisă staționarea publicului în parcuri, locuri de recreere, locuri de joacă pentru copii aflate în aer liber, cu respectarea tuturor măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului. Au fost eliminate inclusiv restricțiile impuse în cele 10 comune, întrucât la acest moment, în nicio unitate administrativ-teritorială din județul Argeș, incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 nu depășește pragul de 1,5 la 1000 de locuitori. Cascadorie, jocuri antice și ținute de epocă, toate vor avea loc în acest sfârșit de săptămână în Mușcel. La Castrul Roman Jidova se va desfășura cea de-a 6-a ediție a Festivalului Sigilul Romei în Argeș. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii au impus reguli speciale. Ciocnirile au fost crunte, grele, pierderi în ambele părți. Spre surprinderea lor, romanii nu au putut să treacă de acești temuți războinici. Astfel, văzându-se nevoiți să se retragă, să se recupereze și să încerce o nouă tactică. Consiliul Județean Argeș organizează sâmbătă 3 septembrie la Castrul Roman Jidova din Câmpul Mușcel festivalul cu specific roman Sigilul Romei în Argeș. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, evenimentul are menirea de a captiva publicul cu numeroase reprezentații și de a înțelege culturile romane și dacice. Pe durata festivalului cu specific roman Sigilul Romei în Argeș vor avea loc expoziții de arme, podoabe și ținute vestimentare antice, ateliere de tras cu arcul, jocuri antice, spectacole tematice și proiecție de film. Am venit aici să distrugem un castru roman. Și o să o facem puțin mai târziu. Ai doar ceva timp. Da. Despre preoții daci sunt legende, sunt povești, sunt mituri. Spuneți-ne o poveste. Și mituri și povești de aici, de la vechii noștri mari preoți, sacerdoți, de aici pornea înțelepciunea care împrăștia poporului. Ei erau mâna dreaptă a regelui care îl cumva îl sprijineau în ceea ce vroia el să întreprindă. Și în lupte, nu porneau o luptă fără să aibă preoții alături, să-l îndrume. Da, erau numiți regii din umbră. Cum erau ritualurile? Ritualurile... Ritualurile cumva erau și un pic mai sângeroase. Asta e, așa erau vremurile pe atunci. Da. Chiar dacă luăm și mai târziu, chiar în una din legile Belagini, legea pare mi se că 15-16, se spunea așa, că cel ce ridică sabia asupra unui nevinovat sau mai ales neînarmat, de sabia lui se moară ucis, fără judecat. Anfitrionii evenimentului vor fi actorii Maria Magdalena Chihaia și Naia Alexandru. Accesul la festivalul cu specific roman Sigilul Romei în Argeș este gratuit și se va face începând cu ora 16, astfel încât spectatorii să intre pe rând, respectând distanțarea socială și fiind incluși într-un triaj epidemiologic. Astfel, la intrarea în Castrul Roman Jidova, fiecărui spectatorii se va măsura temperatura cu termometre non-contact și nu se va permite accesul persoanelor simptomatice, care prezintă tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată sau acelor persoane care au temperatura măsurată mai mare de 37,3 grade Celsius. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. De asemenea, pe tot parcursul evenimentului, fiecare participant va fi obligat să poarte mască. Măștile de protecție vor fi puse la dispoziție de către organizatori. La intrarea în incinta castrului Roman Jidova, spectatorii sunt rugați să folosească stațiile de dezinfectare pentru mâini. Gol de excepție al piteșteanului Nicolae Dică.
Totul s-a întâmplat la antrenamentul echipei naționale de seniori a României. Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi la Naționala de Seniori a României, a impresionat la unul dintre antrenamente. Dicanio a reușit un gol de excepție, parcă pentru a-l concura pe Adi Mutu, care reușise o execuție superbă la antrenamentul Naționalei de Tineret. Deși se afla în marginea terenului și a fost întâmpinat de către un jucător, Nicolae Dică a reușit un lob fabulos peste portar. Reușita de excepție a putut fi văzută și de deasupra terenului cu ajutorul unei drone. Staful tehnic al Naționalei utilizează imagini din dronă pentru o interpretare de ansamblu a evoluțiilor jucătorilor potrivit Federației Române de Fotbal. Iată imagini inedite de la antrenamentul tricolorilor. Pe lacul Bascov-Budeasa, sportivii de la secția de caiac canoe din Pitești participă la competițiile oficiale care se vor desfășura în această lună în Argeș. Rezultatele de aici vor reprezenta și o verificare pentru participarea sportivilor piteșteni la competiția internațională din Ungaria din această toamnă. Sportivii de la secția de caiac canoe a clubului CSM Pitești sunt implicați până la jumătatea acestei luni în primele competiții oficiale din acest an. 15 caiaciști și canoiști de la clubul din Strand vor fi prezenți la campionatele naționale de viteză pentru juniori 2, juniori 1, tineret și seniori, care se vor desfășura pe lacul Bascov-Budeasa până pe 7 septembrie. Antrenorii Agoston Sipos și Alexandru Din au așteptări mari la medalii de la Mihai Furdui și Alexandru Costache, componenți de bază ai loturilor naționale de juniori. Furdui va lua startul în probele de caiac 1 pe distanțele de 200 și 1000 de metri, iar Costache va face echipă cu Alexandru Toma în probele de canoe 2 pe distanțele de 500 și 1000 de metri. Întrecerile de la Bascov vor fi un bun prilej de verificare a potențialului sportivilor înaintea unei mari competiții internaționale. În perioada 16-20 septembrie, în localitatea Szeged din Ungaria, va avea loc regata Olympic Hopes, întrecere la care și-au anunțat deja participarea peste 500 de sportivi din 35 de țări. Clubul din Strand va fi reprezentat la acest concurs de Mihai Furdui, Ștefan Costache și Alexandru Toma, care vor fi însoțiți în această deplasare de antrenorii Agoston Sipos și Alexandru Din. Sportivii argeșeni au ca obiectiv la acest concurs evoluții cât mai bune și clasarea pe podium dacă se va putea. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu soare și câțiva nori și temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă. În nordul județului, la Corb și la Domnești, avem temperaturi de până la 26 de grade Celsius. La Mușătești și la Vlădești avem 27 de grade în termometre, iar la Câmpul Lung se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade. În sudul județului, maximele ating valori de până la 30 de grade, iar piteștenii vor avea și ei 29 de grade în termometre. Vreme frumoasă avem și în județul Dâmbovița, de asemenea cu soare, câțiva nori și temperaturi de până la 30 de grade Celsius.
În nord, aceste temperaturi se vor încadra între 23 și 27 de grade, iar în sud avem 30 de grade în termometre. La Târgoviște se vor înregistra temperaturi de până la 28 de grade. La noapte cerul va fi predominant senin la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 9 și 10 grade Celsius. Mâine și poimâine vreme frumoasă cu mult soare și temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Și prima zi a săptămânii viitoare ne aduce vreme frumoasă cu temperaturi de până la 27 de grade. Atât pentru astăzi, vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend liniștit. La revedere!